Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Știu că o să râdeți tare la filmulețul ăsta. Avem un tablou, dar n-am găsit nimic de pe stoc, care să apară acum. Locul foarte mic, cât era? 34, 33 de centimetri. 33 deasupra ușii, bineînțeles. Culmea, la casă, nu e la apartament, că la apartament înțeleg, dar e la o casă, că de ne facem camere de 100 de metri pătrați, dar o cameră tehnică nu putem să facem. Și avem aici un, nu pot să-l pronunț, cum zice, șneder. Șneder, șneder. Șneder, echipat cu Yeti, bineînțeles. E o stâță cămilă, e o multitudine de branduri din el. Astea sarmale umplute cu dăla, cu păstrugă. Cu întuneric. Și ce e cel mai interesant ce am găsit în el, e destul de interesant tablou, adică nu e, are e cu tablă pe spate, dar e foarte robust. Asta trebuie să-l legăm la echipotențial, nu? Da. Când avea clientul în pământare. Ce am găsit în el? Un apțipil. Uite, cine e vorba lui Andragogan, a stricat o generație. Uite ce culoare are. Verde, galben, albastru, asta roșu, e maro, negru. Cablu made in Turchia, folosit de Enel. Nu se știe după ce normă. Accesoriile de nu-l prezentate așa, dar am făcut ce era acolo. Cum s-o dezvolți altfel? Da, i-am pus noi pe butoiașe jos. Frumos accesorii, dar mai găsit, două să găsești. Uite, pe izolatori acolo. Uite-l macro. Mă, când filmez butoiașul nu mai vrea... Vede prea mult roșu, mă. Așa, ca să putem să-i punem firele adică, scurte. Adică de ăsta e vorba. Da, izolatorul de 6 ăla. Ca să putem să-i punem tot ce trebuie, că fire scurte. Am păstrat că se poate un pic de spațiu de relaxare pentru contactor, un element de rezervă, iar ventilația între elementele în execuție ale tabloului e ventilat de jur împrejur. Da, e full, 24 de module. Dar altceva, era un hugger la 70 și ceva de module, la dimensiunea asta aproape 800 de euro, nu ne-a plăcut. Clientului? Nu, nu, da, clientului nu. Este o culorile astea, că se obișnuiesc ăștia cu... Așa, și asta a fost singura variantă, paravion. Altă variantă n-am avut. A ieșit decent oricum. Domnul mi-a spus de 80 de amperi. Da, noutate, iată. Asta este RCCB, 80 ia de amperi. Ia, domnule, nu sunteți sănătoși, vacă. Care ține 3 circuite de priză, unul de lumină sau probabil altă priză, nu știu exact în secunda asta. Aici la fel, tot de 80 de amperi și... Două RCB-uri. Două RCB-uri cu 10 mA. Pentru dedicat. Dedicate, se vede că sunt la 10.000, de-aia și spuneam că RCCB-ul este considerat separator. Adică dacă vrei să separi la o intervenție tot ce e în aval, ăsta l-ai lăsat jos, oprind și nulul și faza. Adică ambele asigură și separare. Ambele ambii conductori activi, ai separare 100%. Ca aici. Și ca regulă de bază, că iar ajungem acolo, când umblăm la instalație, o separăm. Mai nou, Enel-ul, cu modernizarea contoarelor, pe la firidele de blocuri, au găsit metoda cleme și după aceea protecția ei în contor. Total exclus. Același lucru făcut de firmul operatorul de distribuție într-o altă localitate, reclamată, au venit în spate, există poză, și au montat diferențialul de 100 de mA, da? Păi, adică, să, ce vorbim? Bine, MCB să pună. Separator și MCB, nu ne interesează. Asta e. Important e că e protecția cu separat. Da, nu există nicio normă. Contorul nu este, ca și inverterul, că revenim, nu este protecție. Da? Că face un pic de protecție, aia e altă treabă. A trecut de, nu știu ce, nu știu, 15 amperi cât îți dă Enel-ul la bloc, 16 amperi, a dat afară. Dar asta nu înseamnă că ăla e protecție. El... În amonte trebuie protejat. Eventual le doresc lui Enel să le pognească vreo 10.000 de contoare, dar să vedem ce se întâmplă. O să înceapă circul ăsta.
Ce crezi că nu? Da, cam asta la filmulețul ăsta. Să vedem azi vineri, pe luni e montajul. Să poate filmăm mai de câteva cadre. Filmăm și de la montaj. Da. Cam n-am atâta. Arătat capacul, o secundă. Ia, stai că vine, vine Eftimie capacul acum. Dar nu, întoarce în invers, vezi că are tablă și pe ăla, asta e ecranat. Deci are 3 kg, credeți-mă. Așa. Bine. Și mai este un ornament. Ceva de genul. La stron, vezi. Da? Adică... Adică ăsta e forma lui final. Da. Și vine și ușa, aia e ca în România, se livrează peste 2 săptămâni. A cumpărat mașina, dar a uitat să-mi dea roțile. N-ai, mă, nu. Nu e, nu e un furnizor pe treaba lui. Da. Da. Ok, ne auzim la filmețul următor, v-am pupat.